Încep înscrierile la grădiniță și creșă. Părinții îi vor putea reînscrie pe copii la grădiniță și creșă începând cu 6 iunie, iar înscrierile pentru cei care nu au mers la grădiniță până acum vor începe pe 15 iunie. Un ordin de ministru în acest sens a fost deja publicat în Monitorul Oficial. În cererea tip, adulții pot trece 3 opțiuni de creșă sau grădiniță. Vor fi reînscriși cei care au frecventat unitatea de învățământ în anul școlar curent și care urmează să o frecventeze și în anul următor. Copiii de 3 ani din grupa mare de la creșă pot fi reînscriși în grupa mică de la grădiniță, în limita locurilor disponibile. Dosarul trebuie să conțină următoarele acte: copie după certificatul de naștere al copilului, copie după actul de identitate al părinților sau reprezentantului legal, adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți sau adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire copil, alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de înscriere, adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este sănătos clinic și avizul epidemiologic, dovada de vaccinare. Pe 14 iunie vor fi afișate rezultatele și numărul locurilor libere după etapa de reînscriere. Etapa întâi din cadrul procesului de înscriere are loc între 15 și 30 iunie, iar etapa a doua între 3 și 18 iulie. Etapa de ajustări se va desfășura între 20 și 30 august.